activitatea fizică într-o ritmicitate mult mai lentă facilitează, înlesnește starea de prezență? Sigur. Pe asta e prima etapă practică. Să reduci motoarele. Deci dacă nu le poți reduce la muncă, pentru că acolo, să zicem, este un ritm intens și trebuie să-ți faci o grămadă de lucru și ai șef și la la la, acasă, unde ai posibilitatea, sau din momentul în care ai ieșit de la job, da? Puneți o alarmă pe telefon sau pe ceas și din momentul în care ai ieșit pe poarta firmei, încetinește ritm. Mersul, deschiderea mașinii, condusul. Deci încetinește ritmul în mod intenționat. Nu să mergi cu 10 la oră în trafic, că te ucide ăștia. Ajungi acasă, mănânci, speli vase, faci duș. Tot ce faci, reduci ritmul. Și cu cât reduci ritmul, fizic vorbind, cu atenție, vei constata că nu este un efort. La început este un efort. Pentru că mecanismul vine, bă, trebuie să o faci pe aia, trebuie să faci pe aia, tot deodată. Dar reducând turbo, așa, scoțând motorul din turațiile înalte, vei constata că devine din ce în ce mai ușor să fii leneș. Să te lași așa. Ok. Ia să mestecăm cu 0,3% pe oră. Să vezi cum începi să râzi tu de tine. Foarte amuzant. Când te speli pe mâini, nu... Și gata, te-ai spălat. Freacă săpunul ăla. Fă un masaj așa la săpun. Atinge-l sexos, să se simtă și el apreciat. Când te uiți în oglindă, la fel, nu fă... și pleci. Acordă un pic de timp și să vezi cum dintr-o dată începe să devină totul amuzant. Totul foarte... ce tare! Ia uite! Corpul începe să se trezească. Deci, știți foarte bine că e chestia aia cu la ce acorzi atenție, se umflă, da? Crește! Ce minte porcoasă am. Deci, dacă atenția ta este orientată spre ceva, acel ceva, de aia se spune la umbra stăpânului se îngrașă calul, da? Acel ceva începe să prindă forme. Corpul neîngrijit nu se referă doar la partea asta de că poți să-l îngrijești cu creme, cu ce vrei tu și totuși să o filească. Nu, e vorba de atenția pe care tu o acorzi. Cu cât tu acorzi mai multă atenție, nu din frică, că îi acord atenție corpului și bag în el tot felul de suplimente și fac gimnastică, dar de fapt asta e violență. Nu e atenție. Atenție înseamnă doar să-l urmărești în timp ce face ce face. Și cu cât îi acorzi mai multă atenție, cu atât începe să trezească. Și cu cât se trezește, o să vezi că începi să ai senzații, gusturi, se acutizează tot. Începi să simți lucrurile, să vezi, să simți, să miroși, să auzi ceea ce n-ai văzut în viața ta. Corpul tău începe, când îl atingi, începe... Wow, niciodată n-am crezut că dacă mă ating așa face părul. Piu! Înțelegeți? Hey, asta e prima etapă. A doua etapă este să treci spre respirație. Adică, odată ce prezența în corp, în sensul mă mișc și mă văd, devine constantă, poți să te muți pe respirație. Și să vezi cum respirația este foarte corelată, bineînțeles, cu activitatea mentală. Cu cât activitatea mentală este mai intensă, cu atât respirația se mută în zona toracică. Și cu cât este mai în zona toracică, cu atât creierul devine mai scurt-circuitat, mai agitat, mai stresat. De ce? Pentru că nu are suficient oxigen. Și pentru că se declanșează instinctul de supraviețuire, ghiși ce? Apar atacuri de panică. Atacurile de panică ce sunt? Spaimă la pachet. Te obligă să respiri. Pentru că tu ai atacuri de panică. De ce? Pentru că respiri așa. Și asta e frica acumulată. O mănânci pe pâine. Când începi să aduci aer în corp, n-aduci doar aer. Aduci viață. Și cu cât aduci mai multă viață în corp, cu atâta corpul începe să respire prin toți porii. Și respirația coboară, că de aia se spune că respirația de copil, da? Aici. Dacă întrebi un practicant de zen, să-i spunem, sau un călugăr zen, unde este mintea, o să-ți spună că e aici.
nu aici. Asta e mintea. Mintea unui copil aici se află. Până ajunge să fie educat, să identifice cu ce tâmpenile pe care le băgăm noi în cap, e aici. Și de aceea este indicat, deci întâi practica asta fizică, după aia să te muți la respirație și să vezi cum respirația, pentru că te orientezi pe ea, începe să coboare ca un bolovan. Se duce spre testicule, așa. Tic, tic, tic. Și o să vezi cum se umflă abdomenul. Sau ovare, da. În loc să umfle cutia toracică și cum era? Îi puneam să respire și voi știți, da? Puneam să respire și făceau. Lasă umeri în pace. Lasă umeri în pace și când trage aer, trage aici. S-a mișcat un umăr? Nu. Deci nu respira. Că asta e respirație toracică. Și cu cât respirația este mai sus, cu atâta creierul este mai agitat. Și după aia ne mirăm că toată energia e blocată în tiroidă, e blocată pe unde avem probleme. Stres, tensiune și așa mai departe. Când tot ce ai de făcut este să aduci aer unde trebuie. Și abia după aia, după respirație, trecem la a vedea senzații, gânduri, stări și așa mai departe și după aia trecem dincolo. Pentru că în prima fază trebuie să trezim atenția. În a doua fază este să aducem respirația, pentru că prin intermediul respirației se trezesc niște reacții în corp. Și cei care au făcut respirație de foc sau respirație dinamică, asta meditație dinamică, știu ce se trezesc în corp, da? Ați văzut ce experiențe? Numai de la o simplă respirație, cum începi să faci. Da? Iese satana din tine ca împins cu forța. Exorcizarea ce e? Asta e exorcizarea. Numai că în yoga se face pe bază de respirație. Da? Scoți balaurii din tine. Cu cât respiri și celulele încep să aibă aer și prana, cu atât încep să elimine toate tensiunile de natură psihosomatică. Tot ce e depozitat emoțional e în mușchi, e în celule, e în corp. Cu cât respiri mai mult, cu atâta începi să trezești corpul. Cu cât trezești corpul, se produce un schimb de energie. Vine aer nou și începi să dai balauri afară și corpul începe să se simtă revitalizat. Și poți să ai șocuri, poți să ai tremurături, poți să ai tot felul de senzații. Să te apuce. E perfect. Asta înseamnă că se curăță câmpul energetic. Că dai afară balauri. Și de-aia eu recomand în prima etapă practicile dinamice. De ce? Pentru că practicile dinamice pun corpul la treabă și ești obligat să aduci oxigen. Ești obligat să respiri. Și când ești obligat să respiri, ghiși ce? Satana trebuie să plece. N-are cum să stea. Îl dai afară. Și făcând chestia asta pe un termen determinat, se întâmplă niște lucruri. Și abia după aia, după ce am curățat la nivel psihosomatic, putem să intrăm în faza de a observa natural, a observa, cum se numește, contemplare. Contemplare înseamnă cineva care vede, tu care vezi, fără să te implici. Și de la contemplare se întâmplă alte treburi, da? Acolo nu mai e nimeni care să-l mai explice. Că oricine ar că a încercat să explice ce e dincolo, a cam rămas mut, că n-are ce să explice. Nu e nimic de explicat. Deci tot ce avem noi în munca asta, așa zis spirituală, este să curățăm câmpul ăsta, corpul ăsta fizic, și energia stocată în el. Pentru că meditația nu se poate practica. Tot ce numim noi practică este nimic altceva decât un preambul pentru meditație. Meditația este ceea ce obții ca rezultat al curățării corpului pe toate planurile. De-aia yoga insistă atât de mult. Hai să începem cu corpul fizic, cu asanele, cu puritatea în mâncare și așa mai departe. Și după aia ne mutăm la pranayama și după aia ne mutăm la și ajungem și facem nu știu câte soiuri de yoga. Până la raja yoga. Pentru că trebuie început cu animăluțul care e încărcat de tâmpenii. Că, na, educația este ceea ce este. Nu putem să scăpăm de ea. În schimb, putem să, când suntem copii, nu putem scăpa de ea. Dar putem scăpa de ea mai târziu, când luăm decizia conștientă să scăpăm de ea. Și din păcate, când intri în zona asta de scăpa de ea, se întâmplă foarte multe lucruri. Primul lucru care se întâmplă, intri în conflict cu toți. Cu toți cei din jurul tău. Că vrei, că nu vrei. De ce? Pentru că dacă vrei să faci curat în tine, automat tot mediul este perturbat.
Tot. Exact cum se întâmplă la sfințirea casei. Când te duci să sfințești casa, deci dacă ai sfințit casa, vă 3-4 zile după aia, o săptămână, crapă, scârție, certuri și așa mai departe prin toată casa. De ce? Să curățe energie. Asta trebuie să facem noi nou. Dacă vrem să devenim sfinți, asta e tot ce avem de făcut. Să curățăm animalul în corpul fizic, să curățăm partea psihosomatică și după aia să ne îndreptăm spre contemplare și să lăsăm lucrurile să întâmple. Iar asta necesită pentru unii mult timp, pentru alții mai puțin timp. E în funcție de fiecare. Aici nu e... Dacă ai capacitatea, în secunda asta, în clipa asta, dacă ai capacitatea să te oprești și să fii acolo unde ți este corpul, fără să judeci, intervine acceptarea totală. Și ai terminat cu toată practica. Fă-o acum și nu mai trebuie să mai muncești în viața ta. Nu mai trebuie să mai faci absolut nimic. Din păcate, pentru că mecanismul este foarte activ și funcționează pe bază de frică și de identificare, n-ai cum să te oprești. Pentru că chiar să vrei să te oprești, intri în conflict cu el. Și atunci trebuie să ai răbdare, să lași mecanismul să ruleze și tu să participi la chestia asta în mod conștient, observându-l constant. Până când mecanismul se autodizolvă. Spune, hello, pa, gata, la revedere. Nu mai există nicio persoană. Pentru că o persoană nu se poate sfinți, o persoană nu se poate ilumina. Trebuie să dispară persoana ca să întâmple treaba asta. Deci dacă întrebi, ești iluminat? Nu. Deci dacă întrebi pe un iluminat dacă este iluminat, o să spună, sunt ceea ce sunt. Cel mult. Pentru că o persoană nu se poate ilumina. Pentru că dacă există persoană, există minte. Dacă există minte, există pretenții. Și aroganță. Și atunci trebuie să dispare complet eu ca să întâmple ceva. Ca să intre, să te întorci acasă. Mergem acasă? Suntem acasă deja. Mergem unde locuim, asta e cu tot altă istorie. Știu care la casa lui. Nelămuriri, întrebări, ciudățenii, comentarii, sugestii, reclamații. Scurg mucii? Vrei șervețele? Uite aici. Avem omul cu șervețele. Deci nu căutați, dacă nu sunteți 100% hotărâți să dați cu voi de pământ. Deci dacă intrați în chestia asta doar așa ca să zgâriați un pic suprafața, stați acasă. Nu vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala, că o să vă doare rău de tot. Deci dacă intrați în chestia asta, trebuie să intrați nu în forță, foarte hotărâți. Dacă ai ajuns la o anumită vârstă și ai văzut că lucrurile se tot repetă și mergi în același cerc și nu mai scapi de suferință și aceeași poveste, păi poți lua o singură decizie și anume să vezi ce naiba tot provoacă suferința aia. De ce te tot învârți în cerc așa? Ăsta e singurul lucru pe care poți face. Și din start, dacă ai luat o decizie atât de intensă, atât de reală, dintr-o dată ai ieșit din cerc. Dintr-o dată. Dacă stai cu curul în două luntri, aș vrea să nu mă mai doară, dar parcă îmi place durerea. Pare rău, dar o să fie foarte dureros. Eu de aia nu recomand nimănui să înceapă practica spirituală. Pentru că nu-i de joacă. Și când spun, repet, când spun că nu-i de joacă, vedeți că eu râd, glumesc și asta este. Că asta e realitatea, că n-ai cum altfel. Eu nu mă refer la seriozitatea aia stupidă.
Eu mă refer la a fi serios în decizia pe care o iei. Trebuie să fii foarte decis. Trebuie să fii foarte devotat. Deci trebuie să fii hotărât să pui capăt. Nu contează cât durează. Pentru că dacă pornești cu ideea că mă apuc și trebuie să obțin ceva, din start ai pierdut. Din start ai ratat. Am început povestea asta în 2004, după ce s-a întâmplat, v-am povestit și în carte, cred că v-am spus de chestia cu mașina, când mi-au luat mașina și era să fac infart. Nu mi-au luat-o de tot, au ridicat-o și au pus-o la... Cum se cheamă? Așa, m-am ridicat-o după aia din nou. Dar în secunda aia a fost... Și exact în ziua aia am spus... Deci atât de... Și vorba aia, caut de la 12 ani, da? Deci, până pe la vârsta de 7 ani am avut tot felul de experiențe. La 12 ani am dat de yoga, la 18 ani arte marțiale și alte băzdăgăni. Și până în momentul ăla, nu mai știu câți ani aveam atunci, am zis, mă jucam, da? Pentru mine practica era, ce spiritual, ce chestie. În momentul ăla am văzut că practica mea este egal cu zero. Că tot ce făcusem până în momentul ăla a fost doar să zgârii suprafața un pic așa. Era la modă. Ce naiba, citeai Osho. Tu dai seama. Veneai cu citate în discuții. Da, era nemaipomenit. Fantastic. Te contraziceai cu tot felul de idei. Și în ziua aia am constatat că realitatea este cu totul și cu totul alta. Și atunci am luat decizia și am spus foarte clar. Orice ar fi, oricât ar fi, oricât ar dura, dă-mi-le să le rezolv. Și au venit. Și au început să vină. Și a durat. Au venit multe, pentru că făcusem multe tâmpenii. Pe toate planurile. Relații, bani, sănătate, au venit. Ia de aici, dacă tot le vrei. Și a durat câțiva ani de zile. Deci trebuie să tragi ponoasele. După ce ai făcut tâmpenii, trebuie să plătești daunele. N-ai ce face. Vrei, nu vrei? Dacă cauți spiritualitatea cu ideea că o să scapi de suferință, țeapă. Nu, nu, nu. O să-ți vină toate polițele la plătit. Toate. Fără excepție. Nu rămâne niciuna. Nu pleci din lumea asta dator. Nu știu dacă ați experimentat în spital vreodată. Ați fost vreodată în spital? La patul de moarte a cuiva? Ați văzut în jurul și persoana în cauză și în jurul lor multe situații în care oamenii se chinuie, da? Se chinuie pe patul de moarte. Nu-i lasă să plece. De ce? Au de înțeles în situația aia. Deci ca să vedeți cât de blajină și de indulgentă și de dulce e mama natură. Inclusiv în momentul ăla când ar trebui să mori, să dispari, nici atunci, și atunci îți dă o șansă să spune, să spui, fac-se voia ta. Adică să renunți. La mândrie, la încăpățânare, la... Și majoritatea ce fac? Pentru că trăiesc în corp și în identificarea cu corpul, se luptă. Și suferă, cum este și firesc, și mai mult. Pentru că cu cât o pui mai multă rezistență, cu atât e mai rău. Mama natură și în ultima clipă îți spune, acceptă că mori. Tolomacule! Acceptă că mori, acum, că ai murit tot timpul, acum e realitate. Acum a devenit o realitate, ai murit toată viața și acum ai confirmarea, că ești mort. Nu se lasă nici atunci. Și normal că e nasol, e greu. Cu chinuri, cu dureri, cu toate alea. Corpul doare. Corpul doare. Că asta e natura lui, de-aia are senzori. Ca să doară. Ori îi place, ori îl doare. Asta este. Iar dacă tu înțelegi că nu ești corpul, ai depășit durerea. Nu înseamnă că nu o trăiești, nu înseamnă că nu o experimentezi. Ba dimpotrivă. E poate mult mai amplificată. Dar e acceptată. Oricât de greu ar fi. Și de-aia vă spun de decizia asta. Dacă vrei să pornești pe drumul ăsta al înțelegerii și, bineînțeles că cu toți cei cu care vorbesc,
99% dintre ei nu mă cred. Asta vorbește prostice. Nu știu pe ale mele, na. Toți au făcut așa. Deci cei mai mulți, niciunul dintre ei n-a spus, băi, oare chiar așa o fi? Hai să vedem. Nu, majoritatea au spus, uite aici. Asta au spus. Și după aia, fițar metoda, băi, fițar să-ți fie cu practica ta și cu... Păi eu ce v-am spus, oameni buni? V-am avertizat de la bun început, ce credeți că e de glumă? De ce? Pentru că atunci când încep să iasă la suprafață ce e de ieșit, păi asta este. Pentru că în ignoranță plantezi multe gogomănii, multe mizerii. Și trebuie spălate, pentru că n-ai cum să te duci mai departe. N-ai cum să treci în meditație cu frică. Frica este baza. Că am pornit de la frică, nu? Deci frica există cât există ignoranță. Dacă tu ești ignorant în ceea ce privește frica, adică identificarea cu corpul, dacă ignori faptul că tu nu ești corpul și nu înțelegi chestia asta, mori în frică. Mori în frică. Și sunt printre voi, știți foarte bine, care au dat nas în nas cu frica în ultima vreme. În mod real. Deci au simțit-o până la ultimul fir de păr, până la ultima celulă. Și au văzut cât este de greu. Cât de greu renunță mecanismul la năravurile lui. De-aia e așa de grea practica. Dar este și bucurie. Păi când accepți frica, apare bucuria, pentru că atunci se naște înțelegerea că tu nu ești frica. Că frica este a mecanismului, a corpului. A... Tu nu ești frica. Din moment ce tu vezi frica, tu poți fi frica? Dacă tu îți vezi mâna, tu ești mâna? Atât e de simplu, dar e foarte greu. De ce? Suntem așa de aproape de noi și atât de lipiți de noi, încât nu suntem în stare să facem un pas în spate și spunem, băi, dar cine e ăsta, mă? Te uiți în oglindă și spui, băi, cine e ăsta, mă? Eu sunt. Serios? Nu e o reflexie, ești tu. Ia uite mai bine. Cine e în oglindă? Tu sau o reflexie de-a ta? Ha, la asta nu m-am gândit. Păi mai gândește. Deci tu n-ai cum să fii în oglindă. Iar când ajungi să te uiți la corp și să nu vezi pe nimeni în corpul ăla, cine e asta? Și exact asta se întâmplă la un moment dat. Te uiți la corp, știi că ești tu, dar nu ești tu. Și vezi cum corpul se uită la tine și spune, hello. Te uiți în ochii tăi, tu, la tine, și ăla se uită la tine. Cine e acolo? Și nu-ți vine a crede. Spui, uite, străinul ăsta se uită la mine. Și eu mă uit la el. Ce interesant. Fantastic, exact. Știu că pare de domeniul fantasticului, dar asta este realitatea. Copiii mici știu treaba asta. Când se uită în oglindă, ei nu spun, uite-o pe Maria. Eu sunt Maria. Uite, Maria, cine e Maria? Pentru că la ei identificarea încă nu este completă. Nu e realizată. De-aia vorbesc la persoana a treia. Pentru că nu e, pentru ei nu e eu sunt Maria. Pentru ei ceva, asta e Maria, asta sunt eu. Ei încă au în mod natural, în mod inocent, înțelegerea asta. Poate fi evitată? Ce? Identificarea. Nu. Din păcate, nu. Asta este parabola părăsirii grădinii iadului, raiului, Edenului. Deci nimeni nu scapă. Vrem, nu vrem, asta este. De-aia e așa de frumoasă parabola asta. Că omul s-a născut inocent, în curul gol, nu știa care sex, nu știa nimic și a venit marele șef și i-a spus nu te atinge de copacul ăla. Și a mușcat din copacul cunoașterii și a părăsit grădina. Cunoașterea este identificarea. Cunoașterea este conștientizarea fricii. Asta e cunoașterea. Pentru că atunci când te identifici cu corpul, dintr-o dată ți este frică să nu pierzi corpul. Să naști instant, în secunde, pac! Când ai spus eu, imediat se naște frică. Eu este frică. Când eu dispare, dispare frică.
E simplu ca bună ziua. Adică, deci, dacă nu există frică, nu există curaj. Dacă nu există curaj, nu există conflict. Și atunci n-ai de ce să te cerți, n-ai de ce să te bați cu nimeni. Pur și simplu, faci ce e de făcut. Ești acolo unde ești, îți vezi treaba. Vrei să ieși din casă, ieși. Nu vrei să ieși din casă, nu ieși. Așa e. Și așa complicat. De când v-am întrebat? De curând. De câtă știință ai nevoie ca să stai curul pe scaun? Exact asta în fiecare moment. De câtă știință ai nevoie ca să mesteci? Ca să ștergi la fund? Să faci duș? De câtă știință îți trebuie? Și cu toate astea, în capul nostru e numai știință. Numai filozofie. Stau pe Budă și fac duș, fierbe apa aia. De la câte am în cap. Exact. E sabur din mine. Și mă spăl cu apă rece. Și fierbe. Atât de multă energie consumă mecanismul ăsta cu tot timpul. Tot timpul. E, observându-l și stând cu el constant, vei înțelege în primul rând că tu nu ești mecanismul ăsta. În al doilea rând, vei începe să vezi cât de multă energie consumă și cât de stupid e. Pe cât este de înțelept în ceea ce privește relația cu mediul, în sensul în care se adaptează imediat, pe atât e de stupid când consumă energie fără rost. Tu stai pe loc și mintea ta merge. Exact. Parcă ai fi băgat la priză. Păi, dar oprește-te. Știi momentele alea când te cerți în capul tău, mă cert în capul tău. Și după ce faci chestia, stai, Roxana, ce faci? Ok, oprește-te. După aia văd cum sunt lipsită de energie. Normal. După momentul ăla, corpul meu nu mai... Și tu te cerți tu cu tine și mori. Da. Nu mai ai baterie. Poți să faci... Merge non-stop, nu e. Deci până nu intervii tu să te uiți... Da. Consumă foarte mult. Normal consum. V-ați certat vreodată cu cineva așa serios încât să aveți senzația că sunteți sleiți de puteri? Da. Deci după ce ați terminat discuția erați... Deci nu mai erați buni de nimic? Exact asta se întâmplă în fiecare secundă în noi. Atât de multă energie se consumă. He, mecanismul ăsta are milioane de ani. Așa funcționează. De aceea este necesară o decizie atât de puternică, atât de implicată în ceea ce privește practica. Pentru că dacă vrei să oprești mecanismul, nu-l oprești tu. El se oprește de la sine. Dar tu trebuie să fii prezent. Tu nu poți să oprești mecanismul. Deci toate practicile legate de să-mi opresc eu mintea, sfârșesc cu mintea care sare de pe fix. E ca și cum te-ai pune în calea trenului și spui, eu sunt Superman. Și vine ăla, te ia și te duce, te face varză. Deci n-ai cum să te pui în fața bolidului, că dă peste tine. Te face muci, te face. Deci nu mai rămâne un fir de praf din tine. Tot ce poți face este să te dai din calea lui, stai pe tușă și te uiți. Ce faci acolo? Ce spune? Și să-l auzi cum... Pentru că este inginerie internă. Nu e nimic flower power aici. Flower power e la un alt nivel. Când intervine înțelegerea reală și dintr-o dată apare devoțiunea. Apare smerenia. Și îți vine să plângi fără motiv când înțelegi. Ce drăguț! Dar nu e de durere. Nu e de... ci pur și simplu de înțelegere. E să naște din recunoștință. Vine din tine ca efect al liniștii. Pentru că înțelegerea îi aduce liniște. Nu-i plâns de ciudă sau de nervi. Deci nu e nimic ciudat în asta. În prima fază totul este matematică.
Deci dacă o iei de la zero, că de-aia ai nevoie de un îndrumător, de-aia ai nevoie de cineva care să te ajute. Pentru că tu cu propria ta minte nu te descurci. E așa de întortocheată și ești pe așa de pierdut în labirint, încât trebuie să vină unul din elicopter să spună doi pași la stânga, trei la dreapta, vezi că acolo ai o ieșire, vezi că acolo ai un perete, vezi... Altfel nu te descurci. Pentru că tu, de la nivelul tău de înțelegere, tu rămâi în labirint. Tu vezi doar o ieșire aici, dar nu înțelegi că ieșirea aia te încurcă pe alte căi. Trebuie să vină cineva care vede de sus și care îți vede mintea și spune fii atent cum faci, ai grijă cum... Sau să-ți mai dea vreo două după cap ca să-ți revii unde e necesar. Dar e totul matematic. Totul este inginerie. Mintea are niște mecanisme, știe ce face. De acolo până acolo, ea știe pătrățica ei. Niciodată nu o să iasă din regulile alea. Este foarte inventivă când îi decrea scenarii, pentru că are miliarde de opțiuni la dispoziție și se mișcă cu o viteză extraordinar de mare. Nu există în universul ăsta nicio viteză mai mare, nu există obiect care se miște cu viteza minții, nici viteza luminii. Viteza minții este mai mare decât viteza luminii. Totul se întâmplă, nici n-ai timp să caști ochii, că deja te-a călcat trenul. Dar totul este matematic. Și dacă începi să vezi ingineria internă și să înțelegi cum sunt combinate puzzle-urile, piesele din puzzle, începi să spui, stai așa că te-am prins, stai că te duci acolo, stai că faci aia, stai că dacă acum a fost cu bucurie, stai să vezi că se duce spre suferință, stai că dacă ai zis aici, stai că duci. Deci începi să înțelegi cum vin toate piesele astea. Și după aia cobori, te duci la rădăcină și să vezi, băi, totul e frică. Totul este frică și identificare. De ce? Pentru că ignoranță. Ce înseamnă ignoranța? Nimic altceva decât somnul ăsta continuu care nu-ți permite să vezi ce e în tine. Asta e ignoranța. Pe abia când deschizi ochii începi să vezi frica în realitate. Să vezi cum se întâmplă lucrurile în tine în realitate. Că tu te crezi mare spiritual și de fapt tu te cași pe tine de frică. E simplu. Dar... Repet, trebuie să fie o decizie foarte profundă și onestitate 100%. Deci fără onestitate nu ai ce căuta în jocul ăsta. Deci dacă nu ești onest cu tine 100%, indiferent de cât de dureros e, n-ai nicio șansă să scapi. Când se spune adevărul te va elibera sau te eliberează, exact despre asta e vorba. Nu adevărul de la tribunal, de la pe care îl spui când te-a prins că ți-ai înșelat iubita sau... Nu, n-ai nicio treabă adevărul ăsta. Asta nu e adevăr. Asta e doar minciună mascată, contextual, sub formă de adevăr, ca să scape. Atât. Adevărul, adevăr, are legătură cu onestitate, adică cu tu, cu tine, care vezi ce se întâmplă. Asta e onestitate. Și când ești onest 100% cu tine, lucrurile încep să se întâmple în direcția corectă, indiferent de cât durează, indiferent de cât de tare doare, indiferent de cum se mișcă, indiferent că rămâi singur în mijlocul drumului în curul gol, n-are importanță. Asta este decizia de a găsi adevărul. Pentru că s-ar putea să rămâi într-adevăr singur. S-ar putea ca multe lucruri să se întâmple pe lângă tine să rămâi fără resurse. Să... Deci dorința, dorul ăsta, de aceea sunt două căi mari și late. Da? Una este introspecția, care e matematică, și a doua este devoțiunea, da? Surrender. În calea asta a devoțiunii, de aia se spune că trebuie să fii atât de, să-ți fie atât de dor de adevăr, încât că dacă vine cineva atunci și staie capul, tu spui, asta e. Deci nu mai întrebi, nu mai discuți, nu mai, ok, asta e. Acceptare totală. Iar la interogare, la partea asta, se spune matematică, este cine sunt eu, coanurile din zazen și așa din zen, adică alte metode, da, care folosesc mintea ca să distrugă mintea. Deci mintea se sinucide prin intermediul lor. Iar la devoțiune, inima omoară mintea. Pentru că dacă e devoțiune, nu-i minte. N-are cum să fie. Că nu poți să iubești pe cineva, adică să fie atât de devotat și să te întrebi, oare eu de ce îl iubesc? Dar oare eu de ce sunt așa de devotat? Adică ori. Și, la un moment dat, ambele se întâlnesc, că nu se poate. Pentru că devoțiunea aduce înțelegere, la un moment dat începi să înțelegi și intelectual lucrurile, pentru că asta este, se completează, iar când treci dincolo de logică sau de înțelegerea asta
matematică se naște partea asta la altă de smerenie. Pentru că înțelegi că ești doar un puric. Doar un fir de praf. Care poate să dispară în orice secundă. Și se echilibrează una pe alta. Deci calea până la urmă tot una e. Dar fiecare abordează de la punctul de plecare cum îi vine. Unii mai logic, unii mai emoțional. Asta e. Dar finalul este același. În groapă. Deci poți să mori înainte de corp sau poți să mori odată cu corpul. Avem opțiuni. Casa de pompe funebre oferă opțiuni. Promoțional. Te îngropăm acum sau data viitoare? Cum era aia de la Cluj sau nu? Vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. Era o casă de pompe funebre care aveau reclamă, știi? Marketing. Vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. Era singura casă de pompe funebre din oraș de acolo, din Sătucul. Cam așa e și aici, se aplică 100%. Vrei, nu vrei, tot acaia. Deci nu e nimic tragic, oameni buni, în căutarea asta. Nu e nimic extraordinar în spiritualitate. E tot foarte simplu. Totul este să fii decis să pornești pe drumul ăsta și să înțelegi că tot ce se întâmplă în jurul tău este o experiență continuă din care tu pricepi chestii și te maturizezi. Pentru că asta e maturizare. Deci dacă intri în zona asta cu flower power, o să iei peste bot de nu te vezi. Te maturizezi, știi cum te maturizezi? De n-ai treabă. Da. Ne deplasăm? Ne lămurim? În ce direcție ne deplasăm? Probleme, ce mai? S-au terminat problemele, nu? Nu mai sunt probleme. Ai văzut că au dispărut problemele. Pac, pac. Și acum am bătut câmpii, dar ele dispar într-o secundă. Ce trebuie atâta muncă? Ai probleme? N-am probleme. Vrei probleme? Da, îți fac eu probleme. Ai probleme? N-am. Las că îți fac eu. Nu-ți fac griji. Avem noi. Avem oameni specializați pentru asta. Avem oameni în echipă care se ocupă numai cu asta, să facă probleme. Ok. Cam atât. Așa cum am venit, așa plecăm. Deci, puteam spune că ați fost cam 2 ore, ați fost aici. Acum puteți să vă întoarceți unde, să vă luați mințile înapoi. Și să vă apucați de treabă. Greu, nu? Ziceai mai devreme că ar trebui poate facilita înțelegerea unui învățător. Da. Ajută. Sunt sunt cumva mânat de convingerea paranoiei, nici nu mă interesează, că învățătura e în mine. Da. Da. Învățătorul este în tine și Buddha spunea la un moment dat, devină propria ta lumină. Dar până să ajungi tu la propria ta lumină sau să fii propriul tău învățător, tu ai în spate o poveste. Da. Care poveste este încărcată de tot felul de bazaconi, da? E, cât timp bazaconile astea sunt acolo. Și ele sunt foarte utile, se transformă la un moment dat în fertilizant. Dar tu nu le poți înțelege cu propria ta minte. De-aia spuneam că trebuie cineva din afară. Pentru o bucată de vreme. La început. Îți trebuie cineva care să te ajute să ieși din propria ta minte. Simți că ceea ce spui este un adevăr?
Pentru mine, da. Ok. Sper. Pentru mine, da. Eu îți spun din... Deci din experiența, din experiența de până acum. Da. Și slavă Domnului, pot să spun că au fost destui oameni care au spus că eu fac sau eu sunt propriul meu ghid sau eu sunt capabil să înțeleg sau tarana. Și din păcate, la fel cum am pățit și eu, care mă credeam cult în capul meu, am rămas în labirint. Pentru că mintea nu știe altceva. Asta ți-o spun sigur. Deci însăși proclamația asta, eu sunt propriul meu învățător, este împrumutată. Este luată de undeva. Până n-a ajuns să o realizezi că într-adevăr există un învățător în tine și învățătorul ăla să fie trezit, adică să vadă lucrurile fără să se implice, e destul de tricky. Pentru că poți să te auto-hipnotizezi cu ideea eu sunt propriul meu învățător și pe baza condiționărilor pe care le ai să creezi tot felul de filme. Nu la asta mă refer. E important. Dacă păi e important. În momentul ce o aduce în discuție, înseamnă că e important. De ce să nu fie important? Da, important e relativul. Nu încerc să te convinc de ceva. Dar nu e vorba de... Că nu este, nu este să numesc discuții. Exact. Deci discutăm. De-aia să numesc discuții. Di. Di. Nu biscuiți, ci... Nu biscuții, ci discuții. Tot aia. Nu monoscuții. Întreabă-te de unde vine ideea asta. Nu. Nu identific. Nu e o entitate. Păi nu e o entitate. Vezi că ideea asta pe care și eu am folosit-o, ți-am spus cândva, ascunde în spate frica de risc. Frica de expunere. Pentru că mintea vrea să joace pe teren sigur și atunci spune, eu cunosc regulile, eu îmi cunosc limitele, eu sunt propriul meu învățător și mă descurc cu ce am. Te întreb așa. Ori aici e un pic... Ai putea măcar să iei în considerare că ar fi și varianta în care există totuși un nivel de onestitate, da, nu total, da, suficient încât să faciliteze... Fără doar și poate. Dar onestitatea nu este suficientă. Onestitatea este minunată, dar nu e suficientă. Pentru că, ți-am spus, dacă există bagajul ăla în spate, tendința minții este să se întoarcă pe traseile pe care le cunoaște. În aceeași roată. Ea nu știe altceva. Deci, explic și, nu știu dacă ai citit cartea. Da? E cartea de detox, de tot sufletea se numește. E practic un ghid practic pentru o chestie. Și acolo explic la un moment dat, într-o formă grafică, cum mintea face acțiuni liniare. Da? Ea, pe termen scurt, face întotdeauna acțiuni liniare. De la A la B. Iar pe termen lung, le face în cerc. Întotdeauna se întoarce de unde a plecat. Niciodată nu sare de pe șine. Îți dă senzația că se duce liniar, dar ea se duce liniar 5 grade, liniar 5 grade, liniar 5 grade, până se întoarce de unde a plecat. De aceea povestea cu relațiile care se repetă, cu contexte care se repetă, cu drame care se repetă, cu finanțe care se repetă, toate se învârt în aceeași, mai devreme sau mai târziu. În același spațiu al minții s-ar putea concluziona, că doar mintea concluzionează, că nu învățăm niciodată din greșeli. Ea revine, da, poate să revină. Da, păi ea revine în mod constant, pentru că ăsta este obiceiul ei. Asta e rolul ei, cumva. Asta e, da. Păi e ca un tramvai care se mișcă pe șine. Știe că trebuie să plece de la Pipera și ajunge nu știu pe unde și face rondul și se întoarce înapoi. Alt rond și iar se întoarce înapoi. Ea atâta știe. E, de-aia spun că trebuie trezit învățătorul, ca să-i spunem așa, da? Și trezirea învățătorului nu se produce, nu se poate produce cât timp mecanismul ăsta funcționează de capul lui și tu ești identificat cu el. Deci trebuie să existe cineva separat care să poată vedea toată povestea asta, cum se întâmplă. Chiar dacă mai are tendința să se implice, chiar dacă mai are tendința să intre în același joc, dar în același timp există, așa cum spuneai, onestitatea, și există cineva care spune, băi, dar chiar sunt prost, mă. Sunt prost că intru în aceeași horă. Până când o să fac tâmpenia asta?
Pentru că foarte mulți oameni, chiar astăzi, nu mai țin minte cine o spunea, am auzit-o, spunea, toți oamenii ajung în punctul critic și se întreabă cum să iasă de acolo, dar niciunul nu se întreabă cum a ajuns acolo. Niciunul, băi, dar cum ajung eu să fac aceleași tâmpenii? Toți se plâng, vai, iar am făcut o tâmpenie, iar sufăr, iar mă doare, vreau să ies de aici. Băi, dar cum ai ajuns acolo? Aceeași poveste, cum ai ajuns acolo? De-aia trebuie să fie ceva care vede și spune, te vezi cum începe? Ia să urmărim noi traseul. Hai să vedem, nu îl împiedicăm. Hai să vedem cum se întâmplă. Cât durează un an, cât durează o lună, cât durează o săptămână, nu contează. Am intrat în relația asta. Nu intru cu intenția de a mă căsători, de a face... Se pot întâmpla. Toate chestiile astea se pot întâmpla. Dar în același timp eu stau și văd cum fac aceleași tâmpenii. Cum încep să acuz partenerul, cum încep să mă grăbesc, cum încep să fac nu știu ce, cum îmi doresc, cum toate, da? Și la un moment dat văd cum se distruge relația pe baza considerentelor astea. Dar eu nu m-am implicat în sensul de eu sunt filmul. Eu văd filmul. Și când am văzut tot filmul, după aia îmi dau seama. Ai văzut cum am intrat? Uite așa am intrat. În felul ăsta. Și a doua oară nu mai faci. Da, pentru... Și frumusețea procesului este cu cât îl urmărești, cu atât se reduce și se intensifică. Timpul de propagare al informației se reduce, deci ceea ce dura înainte 3 ani ajunge la o lună, iar intensitatea la care se produce este de 10 ori mai mare. Înțelegi? Deci e atât de intens încât înveți, uite așa, pac, 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 într-o lună de zile înveți ca și cum ai fi trăit 30 de ani. Deci, deci e extraordinar. Dar pentru asta, repet, trebuie să fie cineva acolo care vede și ăla n-are cum să fie altfel decât onest. Pentru că nu judecă. N-are cum să judece. Ăla doar stă și se uită și spune, uite, ce tare, eu, iar am făcut-o. Iar, ce tare e asta. Înțelegi? Deci trebuie să fii dispus să spunem, să-ți sacrifici timpul pentru a înțelege. Fără să, vai, am 30 de ani, vai, trebuie să nu știu, nu mai contează. Când tu înțelegi că ăsta moare oricum, indiferent că ești sau nu căsătorit, indiferent că ai sau nu casă, tot ce mai contează este să înțelegi. Nu mai contează câte ai, câte nu ai, câte... Da, e ok, le am, nu le am, aia e. Restul e, ha, despre asta e vorba. Totul devine o mare experiență. Totul, fără excepție. Totul, 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 începând de la trezit dimineața și până te duci la culcare din nou. Tot ce se întâmplă. Că atingi ceva, că vorbești cu cineva, că stai închis în baie, că orice. Totul devine o experiență. Da, te închizi în baie și stai acolo. Ca să mănânci o te ascuns. Sunt o fure careva, da. La mine în casă, singurul loc în care pot sta în întuneric este în baie. De-aia mă ascund în baie. Că în rest e totul lumină. Și atunci, fiind singura încăpere fără geamuri, pun prosop la, sau pun ceva la ușă ca să nu bată lumina și stau în beznă. Mă văd cu satana. Ce faci? Așa e că este beznă oricum peste tot? Da. În principiu, da. Așa este. Noi ne așteptăm ca trecând dincolo să vedem multe lumină. Nu, astea sunt doar legende. Da. Doar basme. Deci tot ceea ce vedem noi e extraordinar în poveștile astea, zen, sufi și așa mai departe, alea sunt scoase în evidență pentru că este ceva despre care poți vorbi. Dar în rest nu se întâmplă așa. Alea sunt ca și cum ar fi ceva ieșit din comun, da? E ceva extraordinar, ceva ieșit din comun ca manifestare și atunci se poate discuta despre ele, pentru că a existat o manifestare. Dar se poate să nu fie nimic. Așa cum se poate să fie să stai, eu știu, 3 zile nemișcat sau o săptămână să nu te miști deloc și să vină lumea să spună, uite, ce cu ăsta, e mort, e catatonic, ce cu el? Se poate să fie din mers și spui, acum e într-un fel și acum e, totul e nou. Dintr-o dată, așa. Pac. Și fără zgomot, fără scandal, fără nimic. E în funcție de practica ta. Deci se poate întâmpla, și aici nu vorbim despre iluminare. Iluminarea este doar un cuvânt. Este vorba despre deveni natural. Natural înseamnă acceptare totală a tot ce este, indiferent cum arată. Indiferent cum arată. Aia este iluminare. Când e acceptare totală, dispare rezistența. Când lipsește rezistența, totul curge firesc, natural. Dintr-o dată nu mai e judecată, dintr-o dată nu mai sunt contrarii, dintr-o dată toată lumea e la fel.
e liniște. Nu mai e ceva de genul, ce extraordinar e asta. Totul e extraordinar. Inclusiv cât te înjură, unul este extraordinar. Da. Gândește că n-ai fi avut posibilitatea asta niciodată. Să vină cineva să te înjure. Exact. Deci n-ai fi știut niciodată cum reacționezi la astfel de lucruri. Dacă nu vine cineva să te calci pe bec. Pe bătătură, să apese pe buton. În același timp înțelegi că e cel mai bun lucru pe care respectivul om îl poate face. Pentru că tine. Este rezultatul unui context și lucrurile. Nu contează. N-ajungeai în contextul ăla dacă n-aveai nevoie de el. De-aia spun că totul este experiență, nu e alb și negru. Da. Nu e bun și rău, totul este experiență. Tot ceea ce experimentezi este în folosul tău. Tot. Fără excepție, tot. Indiferent cum arată, repet, indiferent cum arată. Poate să pară alb, poate să pară negru, astea sunt doar aparențe. E doar fațada, după care noi, din păcate, ne ghidăm. Și ne lăsăm păcăliți de impresia că nu știu ce. Dar totul vine așa, cu două fețe, da? Acum poate să pară roz și după aia te trezești să o iei peste ochi. Sau acum poate să pară dur și după aia se îndulcește. E echilibru. De-aia nu ai ce comenta în momentul în care se întâmplă o situație. Voi ați observat că totul în lumea asta, da, absolut tot, fără excepție. Păi mașina mea mai e acolo? Tot acolo. Păi tot pățâtul e priceput acum, nu știi? Tot pățâtul e priceput acum. Voi ați observat că toată lumea asta, mai ales în lumea asta televizată, televiziune și posturi de radio și așa mai departe, la cel mai mic val comentează? Deci vă face mare un val așa. 7 comentatori. Ai văzut valul cum a venit din stânga și s-a dus pe dreapta și era puțin înspumat și s-a dus de desubt și s-a cuplat cu celălalt. E un val. Orice se întâmplă în lumea asta, e un val. Și toată lumea comentează în fiecare secundă. Eu mă amuz, am fost acum de curând la țară și mă uitam la comentariile, cum se numele, de fotbal. Nu știu cum îi spune comentariul săptămânii sau nu, după meciuri, nu știu cum îi spune. Ceva. O emisiune de asta în care se dezbate despre meciuri. Retrospectiva săptămânii sau ceva de genul ăsta. Și a fost un meci, s-a încheiat meciul și după aia încă 3 ore. Și în fiecare zi se întâmplă treaba asta. Uitați-vă la contextul în care trăiți voi. Cum oamenii, la orice mică reacție pe care o are alt om, într-o nu știu ce, că a venit îmbrăcat nu știu cum, că a făcut nu știu ce, că a zis... Și valuri din ce în ce mai mari pentru niște rahaturi. Când dacă stai liniștit în banca ta și urmărești un pic, vei constata că valurile alea dispar. Nu durează 3 zile, că orice minune ține 3 zile, nu? Sau 3 ore, sau 3 minute, după caz. Și au dispărut, ca și cum n-ar fi existat. Deci astea găzi de valuri. Când e foarte simplu, e val, da. Pui și tu placa de surf și... Și duci la plimbare. Asta e tot ce poți face. Dar dacă te agăzi de fiecare val, te neci. Din păcate, cam așa funcționează. Te neci. Orice val de care te agăți, te neci. Te ucide. Și asta se întâmplă... Relațiile sunt valuri. Cu copiii, cu soțul, cu soția, cu colegii, cu tot ce e relație, e val. Oamenii au ajuns în preajma ta și în viața ta ca să te ajute. Nu ca să te agăzi de ei. Am spus eu odată de... Tot prostul caută adevărul și rămâne agățat de clanță. Că nu înțelege că ușa aia e ca să treci prin ea, nu ca să te agăzi de ea. Deci orice se întâmplă, oamenii de lângă tine sunt uși spre înțelegere. Dacă tu te agăzi de ei, e al meu, mi-aparține, o să mori. Cum la cea mai mică mișcare, că se îndepărtează un pic sau privește un pic mai la stânga sau mai la dreapta, sau se îmbracă nu știu cum și e privit, nu știu cum, sau privită, dezastru. Măcel. Pe mine mă trezea la 3 dimineața să mă întrebe, cine e aia? Cine a fost aia? Și eu, care aia, omule? Aia care s-a uitat la tine în timp ce mergeam pe stradă. De unde te cunoaște?
Bine, se întâmpla când eram tânăr și neliniștit. Dar așa funcționează, din păcate. Orice rahat de genul ăsta trezește frica de abandon și, bineînțeles, abandonul înseamnă moarte, da? Cum, mă lași singur? Și eu dacă rămân singur, ce fac? Păi, nu, trebuie să mă agăți. Sau dacă nu mă agăți, încep să dau cu parul, să-l distrug, să stea lângă mine. Manipulez, fac, drept. Drăguț. Știi că avem, asta se numește iubire. Avem relații bazate pe iubire. Multe iubire. Da, hai să ne deplasăm spre căși, că deja e 9 și un sfert. Ne vedem lunea viitoare. Pentru cine o să aibă chef să mai vină. Și cam atât. Dacă nu aveți nelămuriri, asta e. Eu vă mulțumesc că ați bătut drumul până aici. Mă bucur că ne-am văzut. Ne vedem data viitoare.